Bună seara și bine v-am regăsit la Despre Filme. Continuăm seria noastră de interviuri cât o carieră. În această seară, alături de mine și de dumneavoastră, am onoarea să vi-l prezint pe Florin Zanfirescu. Bună seara, mă bucur mult că sunteți alături de noi. Dom'le, deși drumul până aici a fost un coșmar, nu, din cauza GPS-ului care te mână pe cărări nebătute, neștiute, mă mir că nu m-a adus întâi la Ploiești. Așa că drumul era mai simplu, dar am spus, în afară de nervii făcuți pe drum către, sunt bine dispus și am venit cu drag. Vreau să trecem ușor prin cariera dumneavoastră. Vreau să știu care e filmul care v-a marcat copilăria, care v-a impresionat, pe care l-ați văzut ani în urmă și de care încă n-ați uitat. Am să spun un lucru care te va șoca puțin. De când am deschis ochii pe lume, eu am vrut să mă fac actor. La început ziceam artist, până un diriginte m-a lămurit, băi, artiști sunt toți. Da, și un pictor e tot artist. Dar tu vrei să faci actor de teatru. Și zic, exact. Pentru mine, teatrul la microfon, de la difuzoarele alea după vremuri, că tu nu ai prins, se dădea o dată sau, nu știu, de două ori pe săptămână, seara, teatrul la microfon. Nu mă putea, nu era televizor, era difuzor. Nu mă putea desprinde nimeni de acolo. Știam, după voce, toți actorii vremii români, eram și răspundeam tuturor că eu, și mamei și tot, că eu, dar nu știu de ce. Numai că, ce te va surprinde? Niciodată nu m-am gândit că voi juca și în filme. Film. Pentru mine filmul era ceva care se petrece, mergeam cu părinții, mergeau ei la film, se petrecea, era ceva ca un vis. Adică ieșea mama cu tata și cu mine de la o viziune, un film, la cinematograf, și mama zicea, de exemplu, păi, ce porcărie de film. Zicea. Eu mă uitam, nu puteam să intru în dispută, dar mă uitam la ea și mă gândeam, Doamne, dar era cu culori, dar oamenii ăia mișcau parcă ar fi pe stradă, vorbeau, se băteau, se iubeau, se pupau, erau vii. Și spui că era o porcărie? Vă mai amintiți câteva din titlurile astea văzute la cinematograf cu părinții din copilărie? Da. Nu prea mi-amintesc, știu imagini. Ți-o minte odată spaima cea mai mare când eram în sală, dar eram un bucățică de om. Erau foarte multe filme de război rusești. Da, mie îmi plăceau, mișcau. Că se băteau, trăgeau. Și venea un tren, domnule, și venea un tren în ecran și când am văzut că vine și mă calcă pe mine, eu am început să urlu și m-am băgat sub scaun. Și toți râdeau de jur, ce faci, bă, ce s-a speriat ăsta? Nu vă spun, caprele, animale, vedeam animale în film. Eu crescuse mult la țară, la bunici, aveam tot felul de animale și erau exact ca ai noștri. Și iubeam, adică era frumos. Era frumos, era un miraj, o lume întreagă. Ți-o minte că am strigat și eu odată într-un film rusesc, în care erau pe front și unul marinin s-aruncase sub un tank ca să-l explodeze, să moară și el, dar nu conta, băga acolo trotil și să sară tancul german în aer. Și ăștia, colegii lui din ea, strigau, marinin, marinin, să iasă de acolo. Și am început și eu să strig. Aveți o filmografie absolut impresionantă. Colegii mei au pregătit un material cu câteva din personajele cărora le-ați dat viață. Facem și noi cunoștință cu ele și revenim. Mă, ăștia au jandarmi în spate, au armata. Și tu cu deal de bușulică, boancă și furtuii, v-ați găsit să dați statul cu fundul în sus. Las-mă, că terminăm noi cu sărăcia din țara asta și fără tine, mă. Cine lucrează azi? Nimeni. Cine? E un copil care bate gardurile. Jania mamilor. Fac mie tron. Bătute ar Dumnezeu, stricat-o. Actorul și stăluat-o. Dar nu se poate așa ceva. Este din Tănase Scatiu. Uite, aveți aici declarația asta.
caz de nenorocire. Da. N-am vrut să fac jignesc. Hai, termina. O să meargă bine. Păi să fac o vezică nouă, 13 pe 100 de ani. Bine? Și Dumitru ar avea pământ! Acum... N-am ce să mai zic cu domnișoara aia cu mașină. Poate să întoarcă. Iarba verde de acasă. Da, stere Gule. Stere, da. Da. Ăsta e primul film al lui Gule. Da, era da, da, da. Debutul da, lui, da. Da, da, a fost aici. Da, emisiune. Știu, am văzut. Și a zis să te duci urgent până la veterinar. Este finalul filmului. Ne-a povestit că i l-au tăiat. Ne-a povestit. Păi l-au pus să refilmeze. Unul de la noi la percepție m-a învățat. Vrei să strecă? Mănâncă, bea, fă petreceri și magnetizează-te. Dar magnetizează-te strașnic cu Jamaica. Mască, nu de la sine să-i facem o polcă. Mască, te rog, cum vei acum să cadem? Te mai ține după mine, ți-am dată că aștept pe cineva. Păi știa, adică eu nu sunt cineva. Așa, 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 așa. Păi da, dar eu aștept pe cineva să-mi duc acasă. Știu, nu te voi duce acasă. Mască, te rog, așteaptă un minut să vină îndată, da? Da, te-ntorce. Hei, hai, gata. Tu altădată erai încumpătat. Acum te pierzi, te afunzi. Și mi-e o frică. Ai grijă. E spaima doctoranzilor. Și tocmai acum îmi spui? Succes. Mai vorbim. Te caut. Și altfel, ce noutăți pe la voi? A mai apărut câte ceva. Chiar te-ai spălat pe dinți? Da. Ce cauți aici? Nu ți-a zis aseară că vine aia cu puterea? Pleacă acasă imediat. Era băiatul nostru, Nelu. Când am rămas. De ce dai mine, domn șef? Las că-ți pui eu la post, hai. Alumi, hai, hai și tu la post. De ce dai mine, domn șef, dacă nu știi despre ce e vorba? Aoleu. Nu știu despre ce e vorba. Cu Nino Angel. Nu ești tu ăla care a sărit și a dat cu pumnii pe Motache? Nu. El a sărit cu pumnii la mine. Da. Da. Și de ce n-ai venit la mine să-mi spui? Ce, eu sunt aici de florile mărului? Oh. Și a fost. Și a fost pe bune, nu? Și se vede. Câteva. Se vede că e pe bune. Făcătura se vede la palme imediat. Nu, dar au fost și duble. Adică încă o dată filmăm, încă o dată filmăm, încă o dată. Cred că v-ați înroșit pe față. Păi sigur. Asta e, na. E primul concediu pe care îl petrecem aici. La țară. Da. Am fost colegi de bancă. Vă place aici la noi? Îmi place. Da, e frumos. Da, îmi place aerul curat. Nu mai aerul? Nu, e foarte frumos, dar știți, pasiunea mea e marea. Eu sunt mai solară. Frumosul îl găsești acolo unde ești în stare să-l găsești. Dar dacă n-ai inspirație... Inspirație? Mama ta, inspirație! Cine? Auzi, elvețenea, știu de chestia cu Melcii. Titlu. Poemul unei fete pe care am întâlnit-o în tramvaiul 44 și la care n-am mers vrăjeala. Surâsul fetei din tramvai m-a fermecat definitiv. Am încă o dramă la activ, exact ca domnul Ion Susai. Ce-a zis tataie? Te-a văzut vreun specialist la colon? Domn doctor, eu am fost operat acum 14 ani de ulcer la municipal. Și de ce bei dacă ești operat de ulcer? Ia te uită! Musiule francuz, ce și-o fi închipuit? Că dacă nu putem urca pe pânză să le dăm măsura pantalonii jos la verificare, scapă bazma curată. Lumie! Am văzut destul! Mais enfin! Este cartof de covasnă. Este de Dâmbovița. De Dâmbovița? Este film de student. Am revenit așadar.
Dacă ar fi să urmărim un montaj ca acesta, cu imagini din copilăria dumneavoastră și ați avea o telecomandă imaginară să puteți pune pauză oricând vreți. Frumos. Ce secvență ați dori să ne împărtășiți din cea mai frumoasă perioadă din viața unui om, copilăria? Dom'le, eu când scriu, că scriu și îmi scriu și amintirile și am scris niște cărți, recurg și revin mereu cu obstinație la copilărie. Știu din povestiri că mama mea îmi spunea, bineînțeles, când eram mai de 3 ani așa, mergea cu mine după masa, hai să plimbăm copilul. Mergea și în cărucior, cu cărucior, dar nu. Acum mergea de mânuță, aveam spilhozen, am fotografii pantalon scurt și mama nu mă tunsese de dragul părului care, nu zice ea, că văd fotografii, era până aici, buclă frumos, ca fetele. Și mama de atunci știa că trebuie să-ți alegi singur genul. M-a lăsat liber să-mi aleg genul. Și iată, cu toate pletele alea, mi l-am ales. Da, nu contează. Și mama îmi spune că în parc, ce să facă? Să plimbăm un pic, venea și fanfara militară, erau la Călimănești, oraș frumos de vacanță. Și s-a așezat pe o bancă cu mine. Stăteam și eu, dar eu mă mai jucam prin iarbă, pe acolo, în parc. Domnilor, domnișoară, domnule, doamnă, s-adunau peste 100, zice mama, de sindicaliști, oameni care veneau cu la băi și cu sticla aia și sugeau din apa minerală, se plimbau prin părculeț, mic părculețul, și dădeau de cu copilul ăsta cu care intră în vorbă. Că eu nu stăteam lângă mama, eram așa. Ce faci tu, puiule, cum te cheamă, să zicem? Eu pot să-mi imaginez că doar eram de față, dar nu țin minte. Și până la urmă ajungeau că mă ridicau pe o bancă în picioare ca să fiu și mai, să nu se aplece ei așa. Și când care cum trecea pe acolo, se oprea. Care cum trecea, se oprea. Ce le spuneam eu acelor oameni, cu telecomanda pe care mi-ai oferit-o, da, aș da înainte și înapoi, măcar o jumătate de oră, din, că spun că râdeau oamenii în hohote, de că erai simpatic, domnule, și aveai niște replici de lăsa, îi lăsai pe toți cu gura căscată. Că nu mă învăța nimeni. Ce spuneam eu din capul meu, mă întrebau ei așa și așa și așa. Și răspundeam. Și țineam publicul cam 100 de persoane cât se încăpeau cu unii, zice, bă, vreau să văd și eu ce e acolo. Iată, stand-up comedy la 3 ani. Exact. E, asta, de atunci s-a întâmplat că după aia nu știu cine mi-a zis, bă, ăsta artist să face, artist, după care de la 6 ani am început să recit. Știu că ați luat și un premiu la 6 ani. Da, pentru că erau foarte multe serbări atunci. Corul cânta cântece patriotice, și mama și tata cântau la cor, aveau activități de-astea. Eu recitam, mă învăța mama, gata, vine serbarea, e la altă poezia. Luptătorii pentru pace, a cui nu știu. Erau poezii semi-patriotice, erau patriotice până la urmă. Da. Că ce vrei să spui că în 55, în 56 se spune, deși eu sunt unul din recitatorii care recitau fără obligații, adică recitam Alexandrii, Hogea Murat Pașa, plângea tot Călimănești, ascultându-mă pe mine, regina ostrogoților a lui Coșbuc. Nu știe nimeni, dacă o citiți, vă dați seama, Coșbuc, cât de mare poet. Da, da. El e mare oricum, știe toată lumea, cu fire de tort și cu fire de poveste, dar cu poeziile celelalte, poeziile grele, Alexandrii cu Dan, capitan de plai, și Alexandrii cu Hogea Murat, vizirul sultanului Ahmed, avea 3 fii, războinici vestiți, Gyun, Ild, Genet. 3 lei, 3 șoimi în toamna vieții, iubirea, mângâierea și fala bătrâneții. Asta ascultau și aplaudau că limăneștei. Ați erau spus turbat. Că v-ați dori mereu să deveniți actor, dar vreau să știu care au fost pașii concreți către admiterea la facultate. Păi concreți sunt destul de concreți. Ce concret să mai fac decât că la 6 ani eu am devenit recitatorul localității. Unde era un concurs, unde era, nu mai vorbim de serbările de final, că trebuia, da, nu prea luam premii. Dar nu știu cum eu trebuia să recit. Și recitam
tot așa nu poate. La început, ce mă învățau ei și cereau să cânt în față, să spun în fața corului, erau de-astea. Recitam ce spus ea, din nou, fel de fel. 1907. Poezii grele vă plăceau. Da, poezii lungi. Ăștia din sală mă ascultau, aplaudau și toți spuneau: bă, ce minte memorie are copilul ăsta. Fantastică. Cum poți să ții minte atâtea poezii? Cam asta e șoca. Da, da, da. După aia am fost artist, recitator la radio local, radio emisiunea locală, că era o oră pe zi, nu știu cât, și eu acolo chiar am chemat, spuneam, nu îmi plătea nimeni nimic. După care, din tot liceu am avut spectacole la public. Punea doamna, minunata doamnă Florica Driva, bibliotecara de atunci, uite așa, lua o foaie și scria cu vată, cu creionul făcut cu vată în vârf și muia în cerneală și scria așa: serată literară, Florin, elevul Florin Zanfirescu recită din, și zicea, alegeți poetul. Eu stăteam în bibliotecă acolo, printre cărți, între rafuri, acolo mă bătea Dumnezeu. Și alegeam și, doamnă, a găsit un poet care îmi place. Cine, mă? Nu știu cum să zice, Verharen. Ah, Verharen. Nu vrei să reciți din Verharen? Ba da, da. Orașele tentaculare, mi-alegeam, eu puneam, că nu, pe din afară. Astăzi, peste o săptămână ce alege că trebuie, Arghezii, Bacovia, da, ce, nu mai vorbesc Eminescu, Coșbuc, Alexandrii. Norocul meu a fost, parcă ți-l creez singur, prin voință, prin dorință. În clasa 10-a a mea, am făcut 11 clase, ultima generație cu 11. În clasa 10-a s-a lansat un concurs, făceau cei de la televiziune tot ce puteau să atragă spectatori. Televizoare nu prea erau. Eu n-aveam acasă televizor, avea un vecin și la școală și la Cămină Cultural. Te duceai? Veneau toți, buruc, să vedem acolo. Și a fost o emisiune numită Dialog la distanță, cu marele regizor și animator și, cum să zic, regretatul Sorin Grigorescu. Un om extraordinar. Mi-au trimis, știind că eu sunt recitator, că luați-mă o medalie de aur la București, cu 6 luni înainte, la un festival bienal la Caragiale, tot ca recitator. Și zice, băi, e unul care mi-a știa, trimite-ți poezia să vedem pentru Dialog. Și mi-a trimis Meșterul Manole, Legenda Mănăstirii Arge. Am învățat-o în 3 zile și ăștia au trecut cu mașina, parcă știau. Am învățat. Au trecut cu mașina prin Călimănești, s-au oprit acolo la mine, au aflat ei unde stau și au intrat într-o cămăruță care stăteam toți buluc acolo, iarnă, și a zis, eu sunt de la televiziune, dă un scaun, se ridică de în picioare și spune poezia, că facem selecția. Și am recitat-o acolo, mai erau vreo 2. Și șoferul și unul, nu știam cine, el a zis, Sorin Grigore. I-am recitat această poezie, durează 13 minute, că i-am cronometrat-o după aia. Și după aia s-a uitat la mine și a zis, rămâne clar, eu fac selecționeri, eu fac selecția, deci băiatul ăsta este selecționat pentru finală, pentru spectacolul Dialog la distanță la București. Eram în concurență cu Mureș Autonomă Maghiară. Și am ajuns la Pitești, am stat mult acolo, m-am repetiții, chestii. Păi am ajuns la București și am luat marele premiu, că era așa, note și luai 10, 10, 10, dar luai așa la 10, 10. Și trebuia să existe o departajare. Să departajau prin notele comune, medii. Da. Dar noi, Târgu Mureș și Mureș Autonomă Maghiară, aveau aceeași medie, nu știu ce medie. Că era cel mai tânăr cântăreț, cel mai bătrân interpret, recitare, după aia corul cel mai bun, dansurile cele mai bune. Erau toate sectoarele astea de populare făcute și recitarea era printre ele. Acum, nu că am luat și maximum 10 și celălalt de acolo, dar și media generală Târgu Mureș era 10. Mai era o departajare. Premiul întâi pe concurs îl ia elevul Florin Zanfirescu. Din Călimănești. Din Argeș. Adică din Argeș. Argeșul da, da, da. A ieșit. Premiul 2 l-a luat un cântăreț de la Târgu Mureș, Baci. Și premiul 3, tot de la Argeș, l-a luat Gheorghe Zanfir, care pe urmă, prin faptul că muzica este internațională, n-are limbă, a devenit marele om, marele muzician, marea vedetă din
epoca aceea până acum. Deci Gheorghe Zamfir. Dar faptul că două premii și premiul întâi e luat de Argeș a făcut ca v-au deschis toate porțile. Să fie însuși rectorul de atunci, Costache Antoniu, care era în juriu, a spus îl așteptăm la IATC la anul, că eram între a 10-a. Asta n-a însemnat nimic, eu n-am luat în serios, m-am pregătit cu o emoție și am trăit cu groază momentele de admitere, care au fost, se pare, impresionante, pentru că am intrat pe primul loc. Erau niște note. Și ați terminat șef de promoție. Am și terminat pe primul deci loc. V-ați păstrat primul loc. Da. Nu cred. Eu nu cred în șefii de promoție. Că sunt mulți care au terminat și după aia nu s-a mai întâmplat nimic cu ei. Dar nu și dumneavoastră. Dar se mai întâmplă. Ați debutat în film încă din anii studenției, în 69 în Căldura, 2 ani mai târziu în Așteptarea. În 74 vă intersectați cu Toma Caragiu la filmările pentru Tatăl Risipitor. Iar popularitatea dumneavoastră crește considerabil odată cu rolul din Actorul și Sălbatici. Am văzut câteva imagini mai devreme. Cum au fost primele astea ciocniri cu lumea filmului? În Căldura eu am jucat două nopți, că noapte de filmare, că nu era... Da. Eram un șofer care, în asta a filmului, în economia filmului, omora un om pe stradă, un șofer. Da. Și suferea, s-a adunat toată lumea și o femeie bătână îl bătea, îl zmintea, palme multe, 11 palme. Trebuia... Țineți minte numărul palmelor! Asta înseamnă că a fost dureros. Că, stai, că problema nu e chiar așa simplă. Și femeia care trebuia să-mi dea palme era mama actriței Dorina Lazar. Se numea Cornelia Turian. O femeie cu care Dorina seamănă foarte tare. Tot așa plină, tot așa zdravă. În sfârșit. Și filmul ăla a supărat la cenzură și a zis, domne, de ce băgați morți în film, cadavre? Și au tăiat secvențele cu mine. Eu nu joc în Căldura. Numai că am scris eu, că am jucat. Dar eu nu... Mi-a spus Bobiță Creangă, bă, îmi pare rău ce era frumos, că eram slab, era tragic. Era dramatică, secvența. Ceream clemență tuturor. Am un copil, șoferul care a omorât un om fără să vrea, nu era băut, nu era nimic, accident, da. Se întâmplă. Și nu am apărut în filmul acela. După aia tot Bobiță Creangă m-a luat în Așteptarea. E filmul în care a și murit Ștefan Ciubotărașu. Deci am jucat alături de marele actor Ștefan Ciubotărașu. Eram doi pretendenți la mâna fiicei lui, a lui Ciubotărașu, eu și Vladimir Găitan. Și în ultima noapte a vieții lui Ciubotărașu, noi am avut o secvență în trei. Eu pusesem niște flori în poarta fetii, că îi făceam curte pe ascuns. Nu știu cum s-a întâmplat că Duțu venea și vedea florile și vrea să le ia. Apărea Ciubotărașul, tatăl, care, ce se întâmplă aici, domnule? Și punea mâna pe flori, care erau trandafiri cu țepi. Și eu, văzând că Duțu vrea să-mi arunce florile, m-am repezit la el cu pumnii. El era mai înalt ca mine, dar însuși m-a repezit cu pumnii la el și am zis, ceferistul dracului. Dar Ciubotărașul era ceferist, că el ieșea la pensie în film. Când a auzit că mă leg de meseria lui, și că s-a pus cu florile alea pe mine, cu țepi. Dar m-au zgâriat de m-au tâmpit. El n-avea grijă asta. Trebuia să dea acum, apără-te. Și asta a fost ultima noapte de filmare cu Ciubotărașul. Și n-am mai terminat. Până dimineața la 5, filmările. 6, am filmat când se făcea ziua, ne-am dus, ne-am culcat și pe la 12:01, când ne-am trezit toți înăuci așa după filmare, am aflat că moșul, ca așa ziceau în grup, el n-avea bătrân, avea 65 de ani. Da. Dar era, el avea un aspect de om în vârstă, ca și Maftei. Au avut șmecheria asta, că din vremea au jucat bătrâni. Înțelepți. O longevitate mare. Și am aflat că a murit moșul. Da, în timpul filmărilor. În somn, da. Și glasul, vocea, posincronul, l-a făcut Mihai Mereuță. Nu era... El nu și-a făcut vocea, Ciubotărașul. Da, n-a mai apucat. Cum eu, într-un film, tot al lui Bobiță Creangă, i-am făcut, nimeni nu va crede. Dacă vezi filmul, juri că e vocea lui, dar eu i-am făcut vocea lui Octavian Cotescu, care tot așa a murit în timpul filmărilor. A rămas filmul, dar nu era posincronul. Și au dat ăștia probe peste tot, în toate felurile, cu toți actorii. Eu am filmat cu Cotescu și știam bine. Și eu când am dat prima probă cu microfonul, nu se poate. Și după a zis, stai că mi-a venit o idee, eu să fac compoziții de voce. Am jucat multe compoziții. Și știind după Cotescu, am luat-o mai aproape.
așa și am început să vorb, microfonul așa, am început și era lipit vocea lui. Și a zis, hai, ma. Asta e, ce căutam. Țin minte că la premiera filmului, eu nu jucam în film, dar m-am dus să văd și nici nu știu cum se numește premiera. Dar tot Cerban Creangă, la premieră îl felicitau unii, acolo în hol, pe Bobiță, bravo, bine că l-ai prins viu să-și facă vocea. Și el a zis, nu, nu, nu e, uite, nu e vocea lui. Și să-ți uită la mine, uite, bă, de aici, cum e pus? Păi n-ai cum. E, uite că am avut. Sunt foarte curioasă cum erau la lucru acești monștri sacri, vedete în adevăratul sens al cuvântului, nu în sensul în care e folosit astăzi. În orice caz, nu erau, nu se purtau în așa fel ca să simți că ele vedet. Adică față de cei tineri, că eram un puște atunci. Păi am filmat tatăl risipitor și aveam frați pe dinică, pe oameni actori mari. Și filmam la buftea, țin minte, uneori veneam seara la 8, filmam de noapte. Și s-a apucat să pună lumina și când lumina era gata ca să putem filma, deja era 7 dimineața, era întuneric în platou, dar nu mai puteam noi. Și așa, acasă filmăm mâine la 7, 8, când veniți, punem și filmăm. Veneam și tot Dan era regizor, ăsta, operatorul, care era un mare operator. Picta cu lumină. Dar când zice motor, când se zică motor, gata, am repetat. Ieri am pus luminile ieri, lumina e nemișcată, hai să filmăm, să muncim. Și stop, numai o clipă. Ea dă voleul ăla mai așa. Și când începea chestia asta, până la 6 dimineața, punea lumina în continuare. Și până a spus Petrin Genaru, dom'le, ești nebun, păi hai, ce facem noi? Și eu adormeam. Mi-era somn, dom'le. Și stăteam pe acolo, pe margine, pe jos, ce cabine, ce șezlonguri, ce catering, ce nimic. Nu exista. Eu pot să spun un lucru, că la câte filme am făcut până în 89, nu există cadru. Nu e cadru cu mine, al meu, eu de mine vorbesc, în care să nu fie foame. Eram lihnit de foame. Că te chema la 7 dimineața la filmare și filmai la 6 după masa. Da. Și până atunci, dacă îți luai ceva la tine, dar cum eram, dar nici ceilalți actori ăștia mai în vârstă nu-și luau. Eu cum eram tânăr, mi se părea că nu o să am nevoie, lasă, mănânc eu când vin acasă. Veneam la 9 seara, lihnit, terminat, mâncam ce puteam, dimineața la 7 plecam iar fără mâncare. Odată am luat o cutie de conserve, nu de conserve, de pate de ficat, dar de-aia mai mare. Și eram cu Răducu Ițcuș, care era și el frate meu, și eram pe câmp, zic, băi, mi-e foame, hai să mâncăm, am o cutie. Ai o cutie, hai să mâncăm. Păi cu ce s-o desfaci? M-am dus la echipă, zic, n-are cineva un briceag, nimic, n-avea nimeni niciun briceag. Și a trebuit să o spargem cu bolovani și s-a împrăștiat tot pateul ăla pe iarbă. Ce imagine! N-am mâncat nimic, n-am putut. Dom'le, dar ce vreau să spun la tatăl risipitor, când filmam cu Todan, mi-era somn. Și mă așezam pe cortinetele alea din jurul platoului și la un moment dat zice dinică, uite pe ăsta micu, a dormit, că era Caragiu acolo, spunea la bancuri de lecinai, dar nu mai puteam nici să le ascult, că lecinam. Și zice, uite pe ăsta micu, uite pe a dormit, stai așa. Și s-a apropiat și mă lua un pic, eu știam, dar nu mă făceam că nu știu, și îmi punea capul pe piciorul lui, hai mă, că n-are nici pernă, mă, săracu. Și mă mângâia așa. Ăsta era raportul unui mare actor, ci unor mari actori, cu puștii. Nu venea cu de-astea, că băi, bă, ești prost, fă așa cum îți spun eu. No. Caragiu era atât de îmbrățișător, atât de blând și spunea atâtea glume. Eu pot și acum să amintesc, să spun, nu pot să spun, că erau cam fără perdea. Glume de ale lui Caragiu, care au excepționale, domnule. Deci era o bucurie de om să fie acolo. Cum era cu Bibanu. Eu cu Bibanu n-am filmat, dar am fost profesor cu el, ca și el, mai târziu, la un ATC. Și bucuria noastră cea mare erau pauzele. Pentru că eram echipă de examen, mai multe echipe. Într-una era și Bibanu, dar în timpul examenului nu se făcea glumă, că n-avea ce. Dar făceam și noi câte o pauză și ne regrupam într-o sală, unde să fuma, mai mâncam câte ceva și Bibanu spunea bancul. Doamne,
Trebuia să fie cam un sfert de oră pauza. Era și câte jumătate de oră și veneau, hai domnule, odată că așteaptă studenții, domnule, candidații. Stai un pic să mai stea un pic. Să mai auzi și pe asta. Bibanu era inepuizabil. Nu numai că el orice spunea, orice ar fi spus, era haz. Avea un fel de a vorbi într-un fel. Pe exemplu, odată, zic, voi ce ceas aveți? Eram cu el în echipă, în comisie. Și avea un ceas, părea de aur. Și zice, dai puțin că e de aur. Nu-l atingi. Și eu zic, dați-mi mie să mă uit un pic. Păi, dar nu apăsa așa că se strică. Era fenomenal. Fenomenal, așa este. Ați lucrat și cu cei mai titrați regizori ai vremii, cu care orice actor ar visa să lucreze. De la Alexa Visarion, Dan Pița, Lucian Pintilie, Nicolae Corjos, Mircea Daneliuc, Stere Gulea, iată, Nae Caranfil. Din punctul dumneavoastră de vedere, ce calități trebuie să aibă un regizor ca să fie cu adevărat bun? Le-am descoperit aceste calități sau această calitate la Pintilie. Dom'le, Lucian Pintilie știa să lucra cu fiecare actor așa cum avea el, actorul, nevoie. Erau actori cu care trebuia să fii zbir. Să zici, pune mâna, fă așa, ți-a spus, fă așa! Eu, de exemplu, fac parte dintre actorii care dacă îmi spui așa, mai termina. Nu, mă blochez. Și îl știa. Dar nu numai eu, că erau mulți cu care se purta cu o blândețe, cu o delicatețe, cu farmec. La un moment dat aveam o scenă în Dale Carnavalului cu un șiret, nu știu cum, la picior. Și el zice, dar nu ți-ai închis bine șiretul, ca să meargă trebuie închis invers. Zic, da, dar nu, stai. S-a pus în genunchi și a început el să mușmundească la ce. Stai, domnul Pintilie, stai mai liniștit, tu vezi, îți dă treabă. Păi ce, închide șiretul? Zice, eu trebuie să fac orice ca tu să faci ce-mi trebuie în film. Iată o imagine cu un regizor la picioarele unui actor. Dom'le, Pintilie, dar nu era tu cu toți așa. Nu era pâmpălău așa să zici că se milogea. Nu că știa să urle și să... Când era cazul. Simțea când e momentul. Nu, când era omul. Și omul, da. De exemplu, diaconul, un actor excelent. Are nevoie să-l iei tare. Dar eu filmam cu el și pe mine nu mă lua. Și se purta total diferit. Da. Ei, asta e prima calitate a unui regizor. Să știe actorul cum să se poarte cu oamenii. După aia să fie convingător, că dacă îți cere o aberație... Tu și nu înțelegi că... de ce ți-o cere? Nu ești cretin și îl vezi. Mi-a spus odată, doar atâta spun, că era regizoare. Zice, bă, tu ești, fii atent, tu ești acum acolo, în planul 2. Aici se întâmplă acțiunea și tu când auzi ce zice el, nu știu ce, când stai așa și asculți, pleci capul. Ce fac? Băi, dar fii atent, pleci capul. Dar zi normal, plec capul. De ce? Hai mă, nu înțelegi. De ce să plec capul? Băi, te rog eu, fă așa cum te rog eu. Bine, fac. Plec capul. După aia am văzut filmul. Acolo plecam eu capul, dar nu înțeleg ce era. Ce vedea ea. Zice, ai văzut ce minunăție momentul ăla când pleci tu capul? Da, nu. Am văzut. Deci, dacă nu te convinge regizorul, el trebuie să fie un fel de hipnotizator, să te pună în situația că ți-e frig, că ți-e foame, că ți-e frică, că iubești, că trebuie să te incite, să te ia ușurel. Tu vrei! Tu nu faci pe nebunul, zici, nu faci așa. Da, dar ai nevoie lângă tine de un suflet cald care să... Eu am nevoie de un suflet cald. N-am nevoie... De o mână de fier. De o mână de fier, cum sunt unii. Unii au o teorie clară. Actorul, regizori. Aveau, eu știu acum, dacă mai... Actorul trebuie întâi și întâi distrus, demolat, din care poți să construiești ce vrei tu. Tu cum vrei tu. Măi, se poate. Pe mine e și greu să mă demoleze cineva. Mă revolt, pur și simplu. Dar nu mă revolt că plec. Nu poți să pleci din filmare. Dar fac cum vreau eu. Sunteți berbec. Păi da, nu e bine. Nu, e o comunicare trebuie să fie între... E ca un act amoros. Ca și între spectator și actor.
Păi trebuie să te iei furcul, să te iau cu mine, să te duc, să plângi sau ce știu, să fii de acord. Așa, dacă eu o fac, e ca în spectacolul ăla, unde se zicea odată, jucam la Găiești, zice, voi cu ale voastre, noi cu ale noastre. Da. Spectatorii schimbau că era toamnă și se făcuse vinul, tulburelul. Zice, dă și gustă și dintre al meu. Și în sală ei își schimbau sticlele. Și cine juca acolo? Băi, mai ce că ne deranjează? Da. Ho! Ei aveau... Revin și spun că nu vreau să uit de unde am plecat. N-am visat niciodată să fac film. După aia am văzut că în timpul facultății încep Mihăiță, reconstituirea, opa, cum mă, când a venit Pintilie? El venise la fix, știa pe cine, că n-am dat toți probe, dar nici nu trebuia, că Pintilie știu ce vrea. Duțu Găitan și cu ăsta, Duțu era mai mare cu un an. După care am început toți, am dat probe, Balabuftea ne chema, mai liseam la școală, la cursuri, ne făceam că avem, că nu prea ne lăsau. Cum erau probele astea de casting? Ei, n-am să uit o probă care am dat-o eu pentru un rol care l-am făcut. Pădurea nebună, cu Corjos. Zice, tu joci, e clar, dar am nevoie de Uruma. Uruma era o tătăroaică, echipurile superbă trebuia să fie, și cu care eu va urma să am o scenă pe plajă. Dar acum, hai la Buftea să dai probe cu vreo 12-15 fete. Alese de fie din operă, alese de la balet, alese de la, nu știu, conservator, fete machiate, îmbrăcate, semi-transparente. Nu erau îmbrăcate rău, erau... Acolo, pe plajă, trebuia să fim goi. Sigur că nu filma cu corpul nostru întreg, că nu era voie, filma de aici, dar trebuia să... Numai că la Buftea nu e plajă, e iarbă. Și a zis, băi, dați probele astea pe... Ce însemna? Un dialog, stăteam pe o pătură așa, un dialog, vreo două vorbe eu, două vorbe ea, chestii de amor, după care eu trebuia să iau ușurel, ea se lipea de mine, ne sărutam și ne culcam pe iarbă așa, sărutându-ne până zicea stop. Toți mașiniștii, toți care au venit, bă, fire al dracului, păi ce o să faci tot? Tu ai văzut, mă, câte fete și ce fete? Și una și una. Și una și una. Eu făceam, aia nu contează. Ei. Domnule, mi-am dat seama, pe viață am înțeles un anumănunt care nimeni, nici tu nu știi. Deci un bărbat are de-a face cu multe, eu nu știu situația unei femei în situația asta, cred că e la fel. Mi-a venit o cadână, cum te cheamă? Mi-a spus cum mă cheamă, nu erau cunoscute, că erau puștoaice. De prin liceu, printre altele, a fost și Oana Pelea. Atunci am cunoscut-o, era în liceu. Și Ioana, când era tână și machiată așa ca o turcoaică, buzată, cu vălurile alea, nu arăta bine. Și vine scena cu o persoană, fac cunoștință repede, zicem, țac, țac, repetiție un pic, și aici ne pupăm. Nu ne-am pupat, că vine filmarea, o facem atunci. Și a venit filmarea, țaca, 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 mângâiera, mamă, abia așteptam că era... Gură dulce, cum ți-ar zice. Avea o gură superbă și dă-i pe... De n-ar fi zis aia stop, ar fi fost perfect. Stop! Ne-am ridicat tot, gata. Mulțumim, domnișoară, filmarea a fost perfectă, adică nu reluăm. Altă domnișoară. Următoarea. Și facem scena și pupătură și aia. Fiecare vrea să joace rolul. Da. Să dădea, să dăruia, era bine. Nu, eu nu contam pentru ea. Trebuia să joace. Și cam la a șasea domnișoară, zice, hai, următoare, stop. Domne, mi-e rău, domne. Nu e atât de ușor. Ce-ai, mă? Ce-ai? Ce ți-au făcut? Nu, domne, stați puțin, m-a ridicat. Amețez, domne, mama, să învârte cerul cu mine. Uite, văd cerul, uite, să învârte. Ăștia, bărbați, ce mă, ești nebun? Păi e mișto. Să vedeți voi ce mișto, că se schimbă cadrul tot timpul. Și se dai de alt parfum. Fata. Și dai de și îți place și aia. Că nu era una să zici, asta, hai, dăm o probă și gata. Nu, domne, te duceai cu suflet. Te și îndrăgosteai într-o secundă. Și în tamam bine venea unul cu o foarfecă și arști. Am făcut pauză. M-am dus pe lac un pic, m-am relaxat, am venit regizorul, domnule, mă faci de râs. Nu, domnule, nu știi ce e, domnule. Eu n-am trăit în viața mea senzația asta. Cât mai multe femei, nu se poate așa. E greu.
E greu. Foarte... Cine crede că e ușor, nu e ușor. Acum am pus și loc. Dacă era personajul meu cel care avea rolul și erau bărbați, bărbați, fata aia tot s-ar fi chinuit. Așa e. Adică nu cred că ar fi avut alt fel de reacție. Adică veniți, bă, care, cu care aveți chef că... Asta am traversat și am înțeles că nu se poate doi deodată să iubești floricele printre spini ca să culegi. Sau că e greu, e chinuitor. E destul de greu. E greu și pentru bieții profesori, cum a zis odată în clasa Albulescu, eram toți la examen, comisie, profesori și bunici, părinți. Veniseră cât încăpeau acolo. Și una din fete, clasa Albulescu, una din fete, cred că Irina Movilă, era studentă, se dădea peste cap într-o comedie de arte de asta și fusta lui ei care era până în cap, i-a venit în cap. Era, și a rămas fundul în sus și niște bichini așa. Și lumea s-a blocat, ea nu putea să mai revină, a trecut repede. Dar am văzut toți chestia, la care în spate o voce de bunică a oftat adânc și cu înțelegere. E greu și pentru bieții profesori. Apropo, sunteți din 96 profesor universitar. Nu e o regulă. Păi din 96, dar eu predau din 84. Exact. Știu că ați fost și inclusiv asistent de catedră înainte. Ați păstorit atâtea generații. Nu e o regulă ca un actor bun să fie și un profesor bun. E, ce calități trebuie să aibă în plus un actor ca să fie un profesor minunat? Cum știu că sunteți eu foarte de iubit. Mic, împărțeam firul în patru. Am caiete în care făceam teorii de artă dramatică. Am găsit o notiță, eram cred că de 14 ani, așa, în care prefiguram articolul unui mare creator, Gordon Craig, englez, care a lucrat cu Stanislavski, despre care eu nu auzisem, și care are o lucrare numită Actorul și supramarioneta. Iar eu la 14 ani scriam că eu cred că actorul trebuie să fie miezul unui personaj care poate fi în afara lui ca o marionetă și să poată. Eu călcam pe urmele unui om genial. Dar n-am dus mai departe teoria, că n-am înțeles nici eu ce scriam. Am scris așa, am notițele alea, dar nu folosesc nimă, la audio. Deci, eu despart firul în patru, analizez și am ajuns la concluzia că arta dramatică, trebuie să ai talent pentru ea, dar talentul nu știu ce e, e un fel de supraenergie. Energie, să ai energie, toți avem, că altfel n-am trăit. Energie de viață, trăim. Dar supraenergie e ceva care îi dă pe afară. Dar te poate păcăli supraenergia unui nebun, unui schizofrenic care mușcă, face rău, deci uite ce artist nu e. Nu. E păcăleală. Deci de-aia, dintre mari actori, printre mari actori se strică și tu. Păcăleală, greșeală de admitere, îți dai seama, bă, ăsta când intră într-un personaj, nu mai iese. Nu mai iese de... Rămâne acolo. Rămâne doar el, doar Iisus Hristos sau doar Napoleon. Ăla nu e, e caz. Trebuie să te ferești. Actorul trebuie să poată să se ducă acolo, că are supraenergie și să și revină la normal. E, din cauza asta, când s-a întâmplat că nu i-am propus, eram venit proaspăt în București după 2 ani de stagiatură la Târgu Mureș și m-am întâlnit pe stradă, mă, plimbam și eu, cu Octavian Cotescu. Ce faci, băi, Florin? Băi, ce rog, uite, am venit. Ai venit din Târgu Mureș? Da, m-am mutat, am venit. Unde? La Giulești. Bă, tu te-ai gândit vreodată să predai? Ce să predau? Ștafeta, ce să predau? Nu, mă, să vii și tu în școală, să încerci. Nu m-am gândit, domnul Cotescu, ce să caut eu acum? La vârsta puști, ce tu puști? Bă, da, hai, dar nu ți-e dor de școală? Oameni, eram în față la Bulandra, acolo. Hai, până în școală. El mergea în școală. Și pentru prima oară, că 4 ani eu urcam în școală, dar cu scări. Da. Pentru prima oară m-am urcat în lift cu el. Hai, mă, în lift. Zic, noi, hai, mă, că nu mai ești student. Hai. Și a urcat la etajul 4, unde el avea drum, vorbind așa, a deschis o ușă unde era întuneric și înăuntru o văd că doar terminasem de 2 ani. Pe profesoara Zoe Angel Stanca, care era al doilea profesor, că nu pot să zic asistentă, al lui Moni Gelerter.
Munghelerter, mare regizor și care fusese președintele meu de comisie când am dat admitere. Dar era bătrân și ieșise la pensie. Și zice, Zoe, dragă, aia când întuneric văd niște studenți acolo, zice, Tavi, ce s-a întâmplat? Zoe, dragă, vină cu ace, îți prezint noul tău asistent. Și mă împinge așa. Eu când mă împinge de ușă, Zoe îmi sare de gât, mă știa foarte... Florin, vai ce bine îmi pare, nu știi? Și când mă uicotesc, nu mai era. Și v-a lăsat acolo. A închis ușa și zice, Florin, nu știi ce noroc am? Că i-am spus lui Tavi, eu mâine plec la Brăila că pun în scenă o piesă și n-am cu cine să-i las pe ăștia. Mă uit la ei, vă doi erau oameni care dăduseră admiterea cu mine acum 6 ani. Și intraseră abia, era anul 3, intraseră mai târziu, după ce am terminat eu. Din păcate s-a terminat timpul nostru. Vreau un mesaj pentru cei de acasă. Aveți grijă de voi. În general, feriți-vă de pericolele care ne pasc. Un gând pentru un tânăr actor. Domnule, dacă vrei, spun ce mi s-a spus și mie, dacă vrei să te faci actor, te vei face. Dacă vrei să ai succes, vei avea. Asta depinde de pasiunea pe care o ai. Dar mai depinde și de noroc. Norocul nu ți-l poate da și nu ți-l poate lua nimeni. Problema e să ai încredere. Acestea fiind spuse, vă mulțumesc, mă înclin. Mulțumesc pentru ținuta mea, Ana Ionet și Aichimo. Cu dumneavoastră mă văd data viitoare, o seară minunată!